Victor, iată-ne așa pe ultima 100 de metri, cu un meci mai ușor, să zicem, CSM Deva, apoi, bineînțeles, urmează primul joc de baraj. Cum e să pregătești un meci cu CSM Deva în condițiile date, adică deja calificați? Bună dimineața! Avem ultima etapă din campionat împotriva unei echipe foarte bune. Spre fericirea noastră este un joc care contează mai puțin, pentru că am reușit să ne asigurăm matematic locul la baraj înaintea ultimei etape. Ne interesează mai puțin, vrem să dăm minute tinerilor care au jucat mai puțin în acest sezon și gândurile noastre se îndreaptă către prima manșă de baraj de miercuri împotriva Oradei. Sunt convins că deja îți faci temele în privința partidei de miercuri. Ce știi despre adversari? Da, după jocul de la Ghiroda deja știm exact adversarul pe care îl vom întâlni în primul tur de baraj. La norocul care îl avem noi, întâlnim cea mai bună echipă din Liga 3-a, singura echipă din campionatul Ligii 3-a, fără nicio înfrângere. Este clar că nu întâmplător au avut aceleași rezultate, însă rămânem concentrați, plecăm cu șansa a doua, asta este clar, pentru că nu ne putem compara cu Oradea la niciun capitol, dar avem o șansă și vrem să încercăm să profităm de ea. Pentru că ai amintit mai devreme de partida de la Ghiroda, cum au trecut băieții peste acel eșec, până la urmă a ieșit bine, dar știu că toată lumea era supărat atunci. Da, am fost supărați pentru ce s-a întâmplat acolo, pentru că n-am vrut să depindem de celălalt rezultat. Însă, cred că pentru prima dată în acest an competițional a fost cea mai dulce plângere. Ne-am bucurat după joc pentru rezultatul indirect care ne-a lăsat să fim liniștiți înaintea ultimei etape. Și de atunci ne gândim numai la prima manșă de baraj, pentru că încercăm să scoatem un rezultat bun acasă și să avem șanse și în manșa retur de la Oradea. Nu este ușor, v-am spus, întâlnim cea mai bună echipă din Liga 3-a, dar avem și noi șansa noastră, atât de mică cât este, vrem să încercăm să profităm de ea. Sunt probleme de lot înaintea acestor două meciuri? Nu, în afară de capitanul nostru, care în continuare este accidentat și probabil pentru el sezonul este încheiat, nu avem nicio problemă până în acest moment. Sperăm să trecem bine și de jocul de sâmbătă, să nu avem accidentat. Și rămâne să ne concentrăm pentru jocul de miercuri. Punem accentul în primul rând pe refacerea jucătorilor, pentru că în numai 7 zile am avut 3 jocuri, dintre care 2 deplasări foarte lungi. 3 jocuri din care am scos 6 puncte și care înaintea ultimei etape ne asigura matematic prezența la baraj.